Aur suspendă activitățile de campanie și este prezent cu toată conducerea la lucrări de reconstrucție a caselor stricate de inundații. Alianța pentru Unirea Românilor a decis suspendarea tuturor activităților de campanie în perioada următoare. Singura activitate pe care candidații și conducerea Aur urmează să o desfășoare, fiind aceea de a veni în sprijinul românilor afectați de inundații. Întreaga conducere Aur, parlamentarii partidului, consilierii locali și județeni aleși sunt în acest moment în județul galați pentru a veni în sprijinul sinistraților. România are nevoie de fapte, nu de vorbe. De-a lungul anilor am fost mințiți, am fost rădați de promisiuni de șarte, promisiuni care n-au adus nicio schimbare, niciun ajutor real. De fiecare dată ni s-a spus că se va face, că vor veni soluțiile, că vor veni vremuri mai bune. Dar timpul trece, iar noi rămânem cu aceleași probleme. Astăzi însă e diferit. Președintele Aur George Simion nu doar că a întrerupt evenimentul de lansare a candidaților pentru Parlament Parlamentul României, dar a făcut un apel către toți membrii și simpatizanții AUR să fie alături de cei care au nevoie, cu adevărat de noi, românii loviți de inundații, nu promitem că vom face, ci facem acum. Încă de duminică seară a ajuns în comuna Pechea din județul Galați convoiul de ajutoare format din 10 tiruri încărcate cu materiale de construcții, 20 de camioane cu materiale de igienă și de strictă necesitate și aproximativ 300 de oameni gata să muncească. Veniți și ajutați! Fiecare dintre voi poate da o mână de ajutor. Hai să punem în mâna pe treabă și să reconstruim România. Fiți și voi oameni de la aur, sprijiniți românii, a declarat președintele aur George Simion la Pechea. Astăzi suntem cu toții uniți de o singură misiune: să-i ajutăm pe românii aflați în dificultate, transmit reprezentanții Partidului Alianței pentru Unirea Românilor.